Un bărbat de 30 de ani și-a văzut moartea cu ochii după ce a fost lovit de o mașină în timp ce făcea comerț pe marginea drumului. Totul s-a întâmplat în proximitatea localității Șoica Mică, la intersecția dintre drumul național 14B și drumul județean 142J. Polițiștii spun că o mașină a derapat și a ieșit de pe carosabil. S-a oprit fix în chioșcul bărbatului în vârstă de 30 de ani. Din fericire, bărbatul a scăpat cu viață, s-a ales cu traumatism lombar și a necesitat intervenția echipajului medical. Tânărul a fost dus la spital pentru îngrijiri de specialitate. Polițiștii rutieri au intervenit la un accident produs la intersecția drumului național 14B cu drumul județean 142J în afara localității Șeica Mică. Din primele cercetări efectuate a rezultat că în timp ce conducea un autoturism dinspre Șeica Mică spre Blaj, un bărbat în vârstă de 68 de ani din Șeica Mică a pierdut controlul direcției de deplasare, a derapat și a ieșit în afara părții carosabile, unde a intrat în coliziune cu un chioșc cu produse alimentare. În urma impactului, vânzătorul din chioșc, un bărbat în vârstă de 30 de ani din aceeași localitate, a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital. În cauză se efectuează cercetări sub aspect săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Mă simt bătrân și, dacă ar fi să fiu sincer, nu cred că o să mai fiu pe aici încă 200 de ani, dar cine știe. Inteligența artificială lovește din nou. Un fake clip care îl înfățișează pe fostul președinte al României, Ion Iliescu, face furor pe internet. Acțiunea se petrece în 2099, unde fostul șef de stat își prezintă opiniile legate de felul în care a evoluat România. De-a lungul clipului sunt amintiți regele Mihai sau Nelson Mandela, alături de alți șefi de stat mai mult sau mai puțin apreciați de către populație. Am văzut atâtea figuri mari plecând. Regele Mihai, Băsescu, Mandela și chiar și Putin la un moment dat. Săracii, toți au plecat de mult, dar Eu am rămas, parcă încurcat de calendar. Ultima parte a videoclipului este dedicată comunismului în raport cu lumea digitală și schimbările actuale. Dar, cu toate astea, eu sunt tot aici, martor la toate astea. Am văzut cum tehnologia a schimbat totul, dar parcă eu am rămas la fel. Așa că da, cine știe cât mai durează. Poate că timpul m-a lăsat pentru desert, sau poate că pur și simplu nu m-a putut învinge. Dar până când o să aflăm, haideți să mai râdem un pic de toate astea. Căci la finalul zilei timpul trece, dar unele lucruri rămân. Începând din această lună, pensionarii primesc bani mai mulți. Măsura vine după ce a fost modificată legea pensiilor. Unii pensionari vor încasa venituri și cu 2000 de lei mai mari decât au încasat în luna august. Pentru un număr de 83.560 de beneficiari, pensia a fost majorată. Creșterea medie în județul Sibiu este de 524 de lei. În urma recalculării, pentru un număr de 15.694 de beneficiari, se va menține cuantumul aflat în plată, întrucât pensia recalculată este mai mică sau egală. Iar în acest caz, se menține pensia aflată în plată. La nivelul județului Sibiu, peste 99.000 de pensionari au beneficiat de recalculare. Aproape 84.000 dintre aceștia au primit decizii de mărire a pensiilor. Media este de 500 de lei. Pentru alții aproape 16.000, pensia rămâne nemodificată. Aici este vorba despre persoane care fie ar fi urmat să primească pensii mai mici după recalculare, fie nu se încadrează în așa numitele puncte de stabilitate. Cea mai mare diferență din județul Sibiu, ca urmare a recalculării, este de 5.930 de lei. Pensia de care acesta beneficiază este de 19.768 de lei, iar după recalculare este de 25.698 de lei. Cuantumurile menționate sunt brute, iar pensia este cuvenită și achitată în temeiul legii 263 din 2010, privind sistemul unitar de pensii publice, stabilită pe baza contributivității, iar beneficiarul a lucrat în mediul privat. Dacă în cazul pensionarilor beneficiari de indemnizație socială suma rămâne nemodificată, în cazul indemnizațiilor de însoțitor primite de pensionari, suma crește cu 224 de lei până la 1850 de lei.
În plus, anunță guvernanții, se mențin și celelalte tipuri de beneficii de care se bucură persoanele cu venituri mici. Pensionarii care primesc tichete sociale pentru alimente sau masă caldă, medicamente compensate și ajutor pentru încălzire vor beneficia în continuare de aceste măsuri. Detaliez aceste decizii. Pentru beneficiarii etichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, limita de venituri a crescut de la 2000 la 2210 lei. În consecință, numărul total al persoanelor care beneficiază de aceste etichete în valoare de 250 de lei acordate odată la două luni se va menține la același nivel cu cel pentru tranșa din luna august a anului curent. Este vorba despre aproximativ 1,7 milioane de pensionari, persoane cu dizabilități sau familii monoparentale. De asemenea, guvernul a majorat și plafonul veniturilor din pensii până la care pensionarii pot beneficia cu compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor. Acesta a crescut de la 1830 lei la 2020 lei pe lună. De programul de compensare cu 90% a medicamentelor vor putea beneficia peste 2.350.000 de pensionari cu pensii de până la, repet, noul prag stabilit astăzi, 2020 de lei. La fel ca până acum, în stabilirea acestui prag nu se iau în calcul eventuale alte venituri obținute de beneficiari în afara celor din pensii și din indemnizații sociale pentru pensionari. Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie, energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri, va fi acordat în continuare tuturor persoanelor care au beneficiat de acest sprijin. Potrivit ordonanței de urgență adoptate astăzi de guvern, cuantumul majorat al pensiilor rezultat în urma procesului de recalculare potrivit legii numărul 360/2023 privind sistemul public de pensii nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie. Pentru a obține aceste drepturi, pensionarii vor prezenta ultimul talon de pensie emis înainte de recalcularea acestei pensii. Măsura se va aplica în perioada 1 septembrie 2024, 15 octombrie 2025. Revenind la pensii, pentru cei care au minim 25 de ani de contributivitate se acordă 0,50 de puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani. Pentru cei cu minim 30 de ani în câmpul muncii se acordă 0,75 de puncte, iar pentru cei cu stagii de cotizare de peste 35 de ani se va calcula câte un punct pentru fiecare an realizat. Un bărbat de 41 de ani din Iacobeni a ajuns în spatele gratiilor după ce a încercat să își violeze consoarta. Totul s-a întâmplat în localitatea sibiană Dealul Frumos. Anchetatorii spun că apelul de urgență s-a dat în jurul orei 5:30 de minute, când, disperată, o femeie a sunat la 112 și a anunțat faptul că soțul agresor a încălcat ordinul de protecție și a intrat peste ea în locuință. Mai mult, bărbatul a încercat și să o agreseze sexual. Oamenii legii au ajuns de urgență în zonă și l-au luat de acolo pe agresor. Individul este acum arestat preventiv, după ce magistrații au decis că acesta este un pericol atât pentru fosta parteneră de viață, cât și pentru societate. Va sta după gratii timp de cel puțin 30 de zile. În această perioadă, anchetatorii îl cercetează pentru tentativă de viol, violare de domiciliu, lipsire de libertate și, bineînțeles, violență îndreptată asupra familiei. La data de 30 august, în jurul orei 6, polițiștii secției de poliție rurală Agnita au fost solicitați să intervină în localitatea Dealul Frumos pentru aplanarea unui conflict între doi soți. Din primele cercetări efectuate la locul incidentului, a rezultat că femeia deține un ordin de protecție împotriva bărbatului emis de judecătoria Agnita, prin care acestuia îi se interzice să se apropie de femeie și de locuința acesteia. La data sesizării, în jurul orei 5:30 de minute, bărbatul ar fi pătruns fără drept în locuința femeii, ar fi blocat-o în locuință și ar fi încercat să întrețină raporturi sexuale cu aceasta, contrar voinței sale.
În cauză s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie, violare de domiciliu, tentativă la viol, nerespectarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție, respectiv lipsire de libertate. În baza probatoriului administrat, polițiștii au luat măsura reținerii bărbatului pentru 24 de ore, iar la data de 31 august, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Agnita a dispus arestarea preventivă a persoanei pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate la nivelul secției de poliție rurală Agnita, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Agnita. Polițiștii sibieni le reamintesc victimelor violenței domestice că nu sunt singure în această luptă și că oricând se simt în pericol pot apela cu încredere la 112. La capătul celălalt al firului se află profesioniști gata să ajute. Victimele sunt sfătuite pe cât posibil să fugă din calea agresorului, să ceară ajutorul vecinilor, rudelor, cunoștințelor și chiar persoanelor necunoscute de pe stradă. În anumite situații, victimele pot beneficia de ordin provizoriu de protecție. Pentru un ordin pe termen lung însă, acestea trebuie să se adreseze instanței. A fost lansată licitația pentru realizarea centrului de aport voluntar din dealul Gușteriței. Investiția derulată de către Municipalitatea Sibiană se va face cu fonduri din PNRR și se ridică la aproape 26 de milioane de lei. Lucrările ar urma să dureze aproximativ un an de zile. Aici vor putea fi depozitate anual în jur de 8500 de tone de deșeuri pe o platformă dedicată. La finalizarea lucrărilor va fi cel mai mare centru destinat colectării deșeurilor greu colectabile, cum ar fi electronicele și electrocasnicele, piesele de mobilier sau molozul rezultat în urma demolărilor. În plus, aici vor putea fi aduse și anvelopele uzate sau cadavrele animalelor decedate. Terenul pe care primăria intenționează să construiască platforma are 30.000 de metri pătrați. Construcțiile realizate pe lângă platforme vor fi o hală de procesare și o clădire de birouri. Revenind la platforme, prima dintre ele va fi destinată deșeurilor periculoase ori voluminoase. Cea de-a doua va fi destinată deșeurilor deja sortate. Hala de procesare va avea inclusiv utilaje specifice pentru procesarea deșeurilor provenite din construcții. Sibieni, atenție, cui permiteți accesul în locuința dumneavoastră? Nu toți cei care apelează sunt bine intenționați. A aflat acest lucru pe propria piele o femeie de 81 de ani. Femeia a deschis unui străin care i-a cerut un pahar cu apă. De aici și până la cea mai mare spaimă a vieții ei a mai fost doar un pas. Individul de 21 de ani a intrat peste ea în casă, a lovit-o și apoi i-a furat bani din casă, mai exact suma de 500 de lei și un telefon mobil. Disperată, victima a strigat după ajutor. Speriați că și ei ar putea fi victimele tâlharului, vecinii au sunat la 112. Din fericire, individul a fost prins la scurt timp după comiterea faptei. Acesta a și fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile. La data de 30 august, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut un tânăr în vârstă de 21 de ani din Porumbacul de Jos, cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. Tânărul este bănuit că la data de 28 august, în jurul orei 21, ar fi bătut la ușa apartamentului unei femei în vârstă de 81 de ani din municipiul Sibiu, i-ar fi cerut un pahar cu apă, după care ar fi pătruns în apartament, ar fi lovit-o pe femeie cu pumnul în zona feței și ar fi sustras 500 de lei și un telefon mobil. Ulterior, ar fi încuiat-o pe femeie și ar fi fugit. Alertați de strigătele de ajutor ale femeii, vecinii au apelat numărul unic pentru apeluri de urgență 112 și au chemat în sprijin polițiști și pompieri. Ca urmare a activităților investigative-operative desfășurate de către polițiștii sibieni, s-a reușit în scurt timp identificarea presupusului autor al faptei, iar în baza probatoriului administrat în cauză s-a luat măsura reținerii tânărului pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Sibiu a dispus arestarea preventivă a bănuitului pentru 30 de zile. Cercetările în acest caz sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Sibiu, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Sibiu. Polițiștii sfătuiesc pe vârstnici să nu le deschidă ușa necunoscuților și sub nicio formă să nu îi primească pe aceștia în locuința lor, indiferent de motivul invocat. În situația în care hoții încearcă să forțeze ușa sau sunt insistenți, se recomandă apelul la 112.
ca în fiecare an, la început de septembrie, Piața Mare a Sibiului s-a transformat în iarmaroc tradițional. Zeci de meșteri populari din domeniul olăritului au luat parte la ediția cu numărul 58 a Târgului Olarilor. Evenimentul a transformat centrul orașului într-o adevărată explozie de culoare și măiestrie artistică. Participanții s-au putut bucura inclusiv de demonstrații de măiestrie. În mânuirea roții olarului au putut vedea procesul de realizare a obiectelor de lut ars și smălțuit. Peste 100 de olari au participat la ediția din acest an. Pe lângă demonstrații, sibienii au putut cumpăra și obiecte gata făurite. Cele mai vândute au fost oalele pentru sarmale, farfuriile decorative și magneții cu structură ceramică. Cei din urmă pot reprezenta oricând un cadou de suflet, atât pentru străini cât și pentru români. Vreme de două zile, centrul Sibiului a fremătat de meșterii populari din județele Covasna, Cluj, Timiș, Vâlcea, Bihor, Teleorman, Maramureș, Sibiu, Harghita, Satu Mare, Hunedoara, Sălaj, Olt, Ilfov, Gorj, Brașov, Dâmbovița, Mehedinți, Mureș, Botoșani, Iași, Suceava, Arad, Galați, Dolj, Bistrița, Năsăud, Prahova, Argeș și Alba, dar și de meșteri populari din Republica Moldova. Olarii s-au tocmit cu mușterii și au vândut marfa, dar au și dezvăluit celor interesați tainele modelajului în lut. Sub privirile spectatorilor și în mâinile harnice ale meșterilor mai vârstnici sau mai tineri, lutul a prins viață pe roata olarului, transformându-se în oale și ulcele. Unii vizitatori chiar și-au încercat talentul și au cunoscut bucuria de a face vase pe roată, iar copiii au fost încântați să picteze obiecte din lut, spun organizatorii. Și meșterii s-au ales cu premii. Cei mai talentați dintre ei provin din Vâlcea, Maramureș, Olt, Harghita, Teleorman, Gorj, Dâmbovița, Brașov, Sibiu și Galați.